Proiectul presupune instalarea, reabilitarea, modernizarea instalațiilor de ventilație și tratare a aerului, a instalațiilor electrice și instalațiilor de fluide medicale la două imobile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Pentru implementarea acestui proiect, Consiliul Județean Vâlcea a atras fonduri europene, valoarea totală fiind de 9.620.083 de lei, circa 2 milioane de euro. Conform graficului de execuție prezentat, durata contractului este de 6 luni. Un contract foarte important, tot pentru sănătate, bani europeni. Semnăm astăzi, dragi prieteni, pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Acest contract înseamnă îmbunătățirea calității serviciilor, dar și condiții mai bune de muncă pentru cei care fac act medical la Spitalul Județean Vâlcea. Asta pentru că am promis și ne ținem de cuvânt. Investim în sănătatea vâlceană, toate spitalele din Vâlcea vor fi puse la punct. Avem în proiectare, avem în lucru clădiri noi de spital și vom investi în continuare în sănătate pentru oameni, în primul rând. Este vorba de un contract de 2 milioane de euro care cuprinde ca și lucrări principale realizarea unor sisteme de supraveghere video, unor sisteme de detectare și alarmare în caz de incendiu sau de depășire a concentrației de oxigen, sisteme privind instalațiile electrice, fluidele medicale, dar și achiziționarea a două centrale de tratare a aerului. Este o provocare această lucrare, atât prin complexitatea ei și ca termen de execuție, dar cu certitudine o vom duce bine până la sfârșit. Un proiect similar este în execuție și la Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu din Mihăiești.